Un bărbat din Gorj a ajuns din nou în spatele gratiilor după ce a încercat să violeze o vecină în vârstă de 86 de ani. Individul de 63 de ani era în arest la domiciliu pentru același gen de acuzații formulate de către anchetatori, după ce în luna mai a violat o altă bunică. Conform știrile ProTV.ro, individul de 63 de ani era în arest la domiciliu pentru același gen de acuzații formulate de anchetatori, după ce în luna mai a violat o altă bunică. Victima și agresorul sunt despărțiți de câteva case. Bătrâna locuiește singură, la fel ca și cel care a intrat peste ea în locuință în toiul nopții. A spus că n-a dormit toată noaptea de la durere. O durea și tremura femeia de emoții. Zicea: "Mamă, dă telefon la poliție să nu mai rămân noapte aici, că vine și mă omoară", a declarat Florea Vlădescu, o rudă a victimei. Bătrâna a povestit că a strigat după ajutor, dar pentru că are casa izolată și doar vecini în vârstă, nu a avut cine să o audă. Într-un final, bărbatul a plecat singur de acolo, fără să apuce să își ducă planul la bun sfârșit. În scurt timp însă a fost încătușat de polițiști. Bărbatul de 63 de ani se afla în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru același gen de fapte asupra unei femei din localitatea Berlești. În prezent, acesta este cercetat de polițiști pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, tentativă de viol și evadare, a declarat Oana Vlăduț, purtător de cuvânt IPJ Gorj. Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile. Victima sa a fost luată de rude pentru a fi îngrijită, relatează știrile ProTV.ro.